mamă pe gură. Ne-am întâlnit aici la un concert, deci după concert facem pizza. Cum e, Daniela? Mamă, deci vreau să vă spun că de 3 ani vin aici și am prietena mea Anca, dar în afară de Anca, care m-a învățat, da, care m-a învățat să fac anumite mâncăruri mai dietetice, așa, mai cam cum mănânc eu. Am reușit să o conving să facă și alte mâncăruri. M-a convins și mănânc pizza și astă seară o să vă fac o pizza. Pizza capriciosa cu ce o facem? Deci, fii atent, o fac cu puțin... Tu îi dai note, da? Da. Cu un pic de ciuperci. Da. Un pic de măsline. Da. Da, vezi că trebuie să o faci așa mai organizat, că te cam grăbești, nu știu. Important e să pună suflet, nu? Așa, da. Mai sufletul punem organizat la sfârșit. Da. Da, are talent, ce să zic. Se pricepe. Da, eu sunt învățat cu salatele cu Daniela, dar până la urmă... Adică faci foame acasă. Noroc cu tine, care faci cozonaciu și cu Anca, că ne invită la masă. Da. Și pun și puțin cașcaval. Ia uite. E cam leșinată pizza asta, nu știu ce să zic, e așa. Ce că e leșinată. A zis George să pui suflet în ea, ce face. Ce suflet să pun, nu mai pun. Ia cu părașia. Ia niște făină. Făină. O pun aici. Ia arată, tatico. Nu. Lită de masă, așa. Așa. Hai, cine îndrăznește, cine o... Eu, mă bag. Eu sunt artista. Da. Noi dădeam drum acolo. Gata. Și o scoate Daniela, nu? Da, o scot eu. George, gătești acasă? Poftim? Da, gătesc și îmi face mare plăcere să gătesc. Îi place Danielei ce gătești? Eu cred că apreciază ce gătesc și uite cum arată Daniela, arată foarte bine atunci. Nu, eu sunt foarte fericită că nu te să gătesc eu. Da. Eu cu mănânca mâncăm salate, paste, pac. Ne descurcăm. Noroc acum că suntem la mare și mâncăm la restaurant aproape zi de zi sau zilnic și atunci e ok. Da. Nu mai gătim. Și mâncarea preferată a Danielei, doar salată cu salată? Sau? Salată și puțină brânzică. Da. Și îmi face Anca niște clătite. Clătite, da. Extraordinar. Demențiale, să nu leșine acum. Demențiale. Cu toată lumea gătim, dar numai anumite persoane au harta să facă mâncarea cu gust, cu suflet, așa cum spune. Exact. Eu nu pun suflet că vreau să slăbesc. Da. Dar o fac din dușmănie. Ia vezi unde o pui. Acolo. Acolo. Ia vezi. Ia uite-o. Wow. Acolo. Ce mai vezi, mami? Așa cuptor. Pregătit ultima cină romantică a Danielei. Ultima cină romantică, dar cred că îndă, mami, e, nu? Hai să mint puțin. E dimineață, nu? Nu mai ții minte, ok. Cina romantică, da. Ieri dimineață, da. Deci cina romantică se pregătește dimineața, ca asta nu înțeleg. Nu mai dimineața, da, seara nu. Seara nu, trebuie să dormim. Da. Nu avem o problemă cu Maria și atunci lăsăm cina romantică spre dimineață. O lăsăm pe Maria să doarmă mai târziu și noi ne descurcăm. Că spui că a venit și timpul să ne mărim familia. Păi eu sunt pregătit zi și noapte, nu e nicio problemă, e vorba de Daniela. Dacă ea rezistă, eu sunt pregătit zi și noapte. Adică la mine trebuie să faci față. Eu sunt foarte puternic. Mă laud și eu că oricum nu, pe mine nu mă laudă nimeni, așa că trebuie să mă laud singur. Aviza admiratoarelor, ca să zic așa. Nu care nevastă, deci aviza admiratoarelor. Eu am fane, eu am fane, fane multe. Vreau să-mi spui dacă Daniela... Arată senzațional. Da. Îți dai seama că sunt foarte mulțumit. Suntem împreună de 15 ani de zile și există acea chimie. Încă mai am fluturat și stomac atunci când am în brațe și o pop. E o declarație de fapt de dragoste și un adevăr pe care îl spun. O declarație de dragoste. Mai noi ce să-i declarăm? Mai când... Da. Mă sistem în ziua în care tu mai sărut. Exact. Să mă retrag din cadru puțin. Hai să se întâmplă o cântare. Ok. Mulțumim mult. Pupă-mă, haide, pupă-mă. Nu am stare, vreau să-mi dai o sărutare.
Hai că n-ar sta bine.